Neața lumei, continuăm la și Puden cu episodul 59, direct de când a venit brăbetele ăsta, mesager, aici la Konoha. Că vine repede și zune la țunade. doamna Tuna de doamna țunade. am primit mesaj de la Templu de Foc. Se pare că toate cele patru morminte au fost jefuite. Fa, păi, nu vine să crede, au făcut ăștia. Păi și care e situația acum? Echipa Kakashi s-a dus să vadă care e treaba. Bă, ce drept mie mi-a trimis Yamato un raport în care scria că inamicii nu sunt neapărat jefuitori de morminte. Păi și atunci după ce să fie, mă? Probabil corpurile astea astea aparțineau și nobilor care făceau parte din cei 12 gardieni. Mă, doamna Tsunade, de am un sentiment neplăcut în legătură cu asta. Nu prea îmi place că ăștia au început să facă figuri fix acum când a început și Akatsuki să se miște. Iar pe Orochimaru, de când l-a văzut atunci aruțul, nu l-a mai găsit. Mai e și Danzo. Faptul că l-a lăsat pe Sai în echipa Kaka și a fost ceva ce și noi am vrut. Dar nu credeți că prea repede a acceptat asta să facă parte din echipă? Bă, și zune, n-am ce să-ți mai zic. Ne putem îngrijora acum despre o de lucruri. Hai să începem în prima dată cu cei mai aproape de noi, nu? Despre ce? Bă, și să ne toată lumea care nu lucrează pentru Danzo în fundație să-l urmărească pe Danzo. Ok. Apropo de Danzo, era aici, citea o carte și aduce aminte de Sai care i-a zâmbit atunci și a spus, bă, o favoare, nu mă lași și pe mine să mai stau în echipa asta cu numele de Sai? Bă, zâmbetul ăla lui Sai mă părea cam real. Plus că și deasupra lui... Erau ambu, puși de țunade să-l urmărească pe ăsta. Dar fraierul nu-i fraier, că și-a dat seama că-i și a zis, bă, da suna de asta. Ce treabă avea cu mine acum? Ei bine, nu mai contează. Totul conform planului. Ok, să vedem ce mai face Danzo după aia. În partea alaltă, Cheliuță și Amato <laughs> alergau pe aici să meargă după jefuitori ăștia și zice Amato, bă, da, nu ți se pare că mergem în direcția greșită, că nu era pe aici. Păi nu, dar jefuitori ăștia care au luat cadavre, da? În est, vest și nord sunt numai stânci din astea masive. Cum ar putea ăla să meargă în spate cu dita mai coșciug? are cum. De singurul mod, dacă vor să scape de la noi din țară în altă țară, e pe la sud. A, înțeleg, înțeleg. Deci de -aia am luat noi pe aici. Sora alerga în fața lui Naruto și Naruto se gândea la când i-a sora în peșteră că bă, puterea mea e super nasoală, dar indiferent de cât de nasoală e, n-am cum să renunț la ea pentru că trebuie să o folosesc ca să mă răzbun pe cel care mi-a omorât tatăl. Ce tă, te uiți așa la mine, măi, zice sora. Bă, păi ai zis tu mai devreme de răzbunare și a plecat. Nu, nu l-a băgat în seamă bă, pe Naruto, s-a adus, a băgat sprintul la Blanao și ăștia din pădure. În față, câmpie. Bă, câmpie, loc drept, băgai un fotbal aici și a zis bă, dar nu ți se pare că nu nu nimeni aici. Nu cred că ar veni în pe aici. Hai că prin pădure mai zici că se mai ascunde mai după un copac mai o Dar aceea în câmp e clar că-i găsim, nu? Pa și ce să vezi două secunde mai târziu? Zice, sai Naruto, iau uite tot mai încolo, mă. Unde, mă? mă? acolo în partea aia. Bam, direct, sicriele. Ce ăsta pe de pe sora? Bă, prostul, uite, eu, eu te o pe acolo. Bă, sora, sora, alu, alu, sora. I-am văzut, mă, ești disperat. Ce crezi că eu n-am ochi? <laughs> I-am văzut și eu. Fără îndeală, zice, cheliuță, ăia sunt. Dar de ce transportă sicriile cu asemenea metodă? E de parcă vor să ne atragă atenția, să ne facă să mergem după ei. Ah, să fie o capcană, mă, se gândea Yamato. Poate ținta lor este și se uita la cheliuță. Poate vor să-l atragă și pe ăsta, mă. Mai știi? Că dacă ei se duc după cei 12 membri și nobii gardieni naiba să ia și să făcea parte din ei, poate vor să-l prinde și pe ăsta. Naruto bai să mergem după ei că ne scapă dacă îi mai lăsăm. Și face repede Yamato echipa. fiat în ciricu. tu rămâi aceea și contactezi templul în caz că se întâmplă ceva. Naruto și Sora, voi mergeți înainte, Sai cu Sakura pe stânga, eu pe dreapta. Dar de ce să mă duc eu mă cu Sora? Pe dacă te trimi singur ești Kazan și Sora pare că s-ar descurca destul de bine. Și s-a dus Sora, Asta la discuția sări direct, bam, Naruto după el, stai mă nebunule, unde te duci? E, vezi că eu m să stau pe lângă tine, bă, mă enervez. Pe păi, și o ce să-ți fac, dacă i-am zis să mergem împreună, mergem împreună, nu ca și cum eu vreau, dar asta e misiunea. Așa s-a dat ordinul. Bine, atunci a rămâi în spatele meu, fraiere. Că asta e problema templului de foc. Da, sare dar pe lângă el, ia înainte. Și ăsta al rău zice, ați mușca mea la plebs. Sakura cu sa în spate, bă, dar nu avem cu ce să ne protejăm, une să ne ferim dacă ne atacă inamicul. Pe păi, la lasă-o, că la fel și pentru ei, că nici ei unde să ferească. Dacă obiectivul lor e să fure cele patru corpuri, atunci Ana n-avea de ce să fie o capcană asta, nu? Dar dacă? Și așa a rămas și după aia face ăsta niște semne și se ridică coșciugele, mă. Sora să ajungă, dă-te ajung primul, bam, Naruto peste el. uite <gătă> te cum s-a urcat pe el, mă. Lasă, frate, că mă duc eu primul. Ăsta când să ajungă, băi, era atât de aproape să pună mâna pe el, l-a tras și dă cu el de pământ. Ce faci, mă, nenorocitule? Și după aia încep coșciugele astea să se învârtă și să intre în pământ. S-au făcut burghiu. Și apar și din spate. Ce faceți, mă, ratațiilor? Păi dacă s-a dus ăștia sub pământ, că eu le luam. Ce să iei, mă? Le luam eu, zice sora, dacă nu mă opreai tu. Tași mă din gură că tu mai opri pe mine. Încetați să vă mai certați între voi, băieți, că asta nu e timpul, locul sau momentul ca să faceți asta. Yamato zice: "Bă, dubioasă chestie. A dispărut din amicul, nu mai simt pe nimeni." Și apar cele patru coșciuge în fața lui ăsta care zice: "Bă, sunt sigur că a trecut multă vreme. Vai de când așteptam să vină răsăritul tărâmului de foc. Hai că nu e vremea să dormiți acum." Și în spatele lui ăsta erau ceilalți plebi. Ăsta zice: "Mă duc să salut lui ăla. Voi aveți grijă de ăștia de jos. Ok, și așa a rămas cu ăștia. Îl scoate tipul asta, un dita mai pergamentul care zice: "Bă, fii atent, ce am desenat eu aici, șa, fai de capul tău. Bă, calitatea perfectă n-am mai desenat nimeni ce am făcut eu aici." Nici numai ce desenase ea. Lasă că degeaba l-ai desenat tu, că eu trebuie să fac ce ai desenat tu acolo, că ăsta era pe pământ și super șmecher tipul să vedeți ce desena asta. Ăsta aducea la viață cum ar fi modificat rămân după desenul ei. Da, fraiere, dar tu degeaba construiești, că nimeni nu-i pasă de cei care au construit. Toată lumea ține minte doar arhitectul care a făcut planul. La fel și cu luptele. A, oh, generalul de la nu știu cine, generalul comandantul, pe data asta n-a luptat. Soldații au luptat, pe păi și cui pasă. <laughs> Nimănui nu-i pasă de soldați, exact. Nici nu-i pasă cu ei a făcut piramidele. Știi pentru cine s-au făcut și care a desenat planul. Atât, asta e tot ce contează. Și na, se mai certau ăștia, doi pun se baga treia tipă care zice, bă, lăsați prostile, hai să dăm drumul la treabă. Bine, mă. Și începe ăsta acum să facă niște semne, stilul pământului, pune mâna pe hârtie și dintr-o dată, bam, sa spart aici tot se pare echipa lui Naruto începeau să iasă numai stângi pe aici. Sai își face repede un brăbete ca să nu moară. Cheliuță zice, mă, ce s-a întâmplat aici? Și dacă te uiți că ne arată acum un zoom așa mai din spate, bă, nu stângi. Direct satul stâncilor. Cum naiba să schimb terenul atât de mult cu stilul pământului? N-am mai văzut așa ceva. Și cade și Cheliuță îi se rupe pământul de sub picioare. Naruto și cu sora cad pe aceea stâncă. Se pare că am fost pedepsiți că suntem răi. Tașbă din gură sora cu prostile tale. E clar că inamicul ne-a făcut asta. O vede Naruto pe Sakura pe o stâncă aici. Yamato picase rău, cel mai rău. Pentru că era băgat într-o groapă, dar stâlpilul ăsta, sau mă rog, pereții, se tot apropiau într-una ca să-l prindă pe fraier să nu mai iese. Dar stilul lemnului ce zice? Bam, bam, s-a creat aici și -a o grămadă de bârne ca să țină la pământ. Yamato începe să urce pe ele. Bă, și a ieșit din groapă numai bine că după aia s-a și închis. Foarte bune ăștia. S-au întâlnit ăștia cu Sakura. Bă, unei sai. Păi s-a separat de mine. au oh, păi bine. Și până să-mi dau seama, capitanul Yamato a dispărut și el. Avem de a face cu un utilizator al pământului. Bine, tu Sakura, că dacă nu ziceai tu de nu credeam că e utilizator de foc. <laughs> Uciha, bă, cred că a dat cu focul pe aici. Trebuie să-i găsim pe ceilalți cât mai repede. Și sora le zice, bă, da, aici nu era o vale mai înainte. Nu era terenul la frumos de fotbal, poiana aia blana, ce s-a întâmplat. Bă, eu știu o figi în juțu. Și ea n-ar aruncă o piatră ca să vadă dacă e iluzie sau nu. Cade piatra, băi, pământ, pământ. Ia dă-te că mă duc să văd. De ce nu-și face clone? De ce nu face clone să le trimită să vadă care-i treaba? Nu, prostul prost și dă el cu piciorul în pământ. Ia, au te că e pământ de albun, mă. Ce era v-a speriat, bă? Se pare că cine a făcut capcana asta e prost rău. Lasă pământul să fie pământ. Și a căzut. A căzut în groapă, mă. Bă, da, prostie, măi, zice sora, na. Și după aia cade și Sakura cu sora. Sai, fiind pe brăbete, zbura pe aici, așa. Și zice, hmm, cred că mai degrabă aș și o afară din stâncile astea ca să mă uit de sus, să văd cum e. Da, da, începea să se închidă. Și Sai era la modul, hai să vedem care apucă. Da, i-a fost frică că s-au închis stâncile, a sărit de pe brăbete și brăbetele s-a spart de tavan, cum ar fi. Și în timp ce cădea, i-a aruncat cineva pe ghiozdan aici, o, nu știu, GPS sau ce o la. În spatele lui Amata apare unul care zice, eu nu m-aș fi crezut că o să supraviețuiești juțul meu, că era perfect, dar poate n-a desenat aia bine și de aia e scăpat. Îl prinde repede Amato cu lemnul. Băi, ești nebun stilul lemnului, mă? Cine ești tu? No, no, cine ești tu, amice? Ia zi, ce treabă ai tu cu corpurile astea de le-ai furat? Lasă că n-ai tu treabă, la ce să-ți mai zic că și așa mori. Da? Atunci te fac să-mi zici cu forța. Cu forța, mă? Vrei să ne batem în forță? Fii atent aici, stilul pământului nici mișcător. Și s-a dus Amato, gata. Fraiere, ce dezamăgire, bă, stilul lemnului. Hai că n-ai făcut nimic. E, nu, iese amato direct cu stâlpul. Da? Na, da, fi atent tu, fraiere. Și rupe ăsta lemn mă doar cu forță brută. Și după aia, bam, mare pum să-l dărâme pe amato. Vezi că nu te poți feri de pumnii mei, bă. Sakura cu sora după ce au căzut, ajung și ei pe pământ. Bă, unde naiba suntem? Habar n-am. Un Naruto, că parcă și el picase. Bă, picase, dar n-a picat aici, a picat în altă parte, că nu-l simt pe fraier. Hmm. Iau uite-l pe Naruto, mergea pe aici, bă, unii o fi Sakura și cu ceilalți? Și dă de un drum care se împarte în două bucăți, din stânga și dreapta. Pă, pe un să merg, pe un să merg, jap capcan în fața lui. A, păi ăsta e drumul, mă. Și cineva îi zice, nu e ăsta drumul, dar nu ne arată cine și după aia mare bolovan ce venea de aici din stânga. A, zice Naruto, bă, nu o să mormă într-un loc ca ăsta. Și cumva s-a ferit de bolovan și zice, mamă, ce era să mă aplatizez ăsta, mă făcea chiftea, <găși> șniță. -l. Eu te acolo pe cineva în depărtare care zice, bă, capcanele lui Fuen nu sunt speciale, sunt așa, Me. Dar ne arată și nouă să vedem cine a vorbit și așa s-a terminat episodul. Toată echipa lui Naruto separată să se bată fiecare cu fiecare. Dacă îl vrăjește asta pe Naruto și uită de Hinata. Aha. Nu zi de două ori. Cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă vreți să vedeți reacțiile la anime le găsiți pe Patreon, linkul este în descriere. Tot în descriere găsiți și canalul de manga, TikTok-ul, Instagram-ul, follow pe Instagram, Revolu și toate cele, like, share, subscribe, comentariul la blanao și ne au de mâine cu următorul clip. Și în fiecare seară pe live cu manga.